prețurile unor produse alimentare de bază și produse chimice de uz casnic se vor ieftini de la 1 aprilie, în medie cu 10%. Președintele Comunei Vârșeț, Cedomir Jivković, a felicitat pe toți cetățenii care își sărbătoresc Paștele după calendarul gregorian. S-a organizat Ziua Internațională a Teatrului. Mâine la Casa Tineretului va fi organizată promoția cărții Voivodina Directno. Fotbaliștii reprezentației au învins echipa Scoției cu scorul de 2-1. Pentru mâine se prognozează încetarea precipitațiilor și înseninări locale. Prețurile la produsele alimentare de bază și produse chimice de uz casnic va fi mai mic în medie cu 10%, a declarat Ministerul Comerțului Rasim Ljajić și a mai declarat că aceasta este doar începutul acțiunii în care comercianții și producătorii pot să decide singuri produsele pe care le vând cetățenilor la prețuri mai favorabile. Lista de prețuri ale tuturor elementelor care vor fi oferite consumatorilor la prețuri reduse până în prezent de Ministerul Comerțului vor fi livrate în 6 mari lanțuri de magazine. Lista finală de magazine și a bunurilor care pot fi cumpărate prin proiectul Ministerului vor fi anunțate în câteva zile. Președintele Comunei Vârșeț, Cedomir Jivković, i-a felicitat pe toți cetățenii care își sărbătoresc Paștele după calendarul gregorian. El a dorit tuturora un Paște fericit, momente frumoase alături de cei dragi, sănătate, fericire și prosperitate. Astăzi se marchează Ziua Internațională a Teatrului. În acest an s-a marcat prin tradiționala citire a mesajului, precum și prin diferite evenimente teatrale. Teatrul Național Steria din Vârșeț a folosit această oportunitate pregătind o nouă premieră, Denumirea Dragostei, Biletul Drumului în Rai. La inițiativa Institutului Internațional de Teatru, de mai mult de 50 de ani, din 1961 în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului, 27 martie. Pentru prima dată la Helsinki, iar apoi la Viena, la Congresul al IX-lea. În iunie 1961, președintele de atunci, Arvi Kimva, din Finlanda, a propus sărbătorirea Zilei Mondiale a Teatrului. Propunerea a fost acceptată în entuziasm. Astăzi, în lumea teatrului, centre naționale și internaționale de teatru din întreaga comunitate internațională este sărbătorită prin diverse evenimente teatrale, dintre care cel mai important este citirea mesajului, scris întotdeauna de o celebritate sau o personalitate din lumea teatrului. Mesajul este tradus în mai mult de 20 de limbi, citit și transmis milioanelor de spectatori și telespectatori în teatre, ziare, reviste, posturi de radio și televiziune de pe toate continentele. Primul mesaj de Ziua Mondială a Teatrului a fost scris de Jean Cocteau. În acest an, acest mesaj a fost scris de un dramaturg italian, câștigătorul al Premiului Nobel pentru Literatură, 1997, Dario Fo. Pozorište može da bude sve i ova naša prelepa sala, ove daske, ovaj film, filmska traka, sve ono što nama život znači. A nama život znači ona energija koju mi razmenimo sa publikom. Ovo je drugačija vrsta predstave. U stvari danas više u predstavama, u pozorištu nekako i ne postoje žanrovi, ne postoji više ni komedija, ni drama, sve je to nekako izmešano i sve može da se tretira i komedija kao drama i drama kao komedija. Dakle, danas su sve granice pomerene. A mislim da ovom predstavom i mi, pogotovo u Vršcu, pomeramo neke dosadašnje vizure i dosadašnje predstave o predstavi. Ovo je jedna mladalačka rock'n'roll američka, što bi moj profesor rekao, priča. Dakle, puno nekih uopštenih odnosa, uopštenih priča, puno nekih obrisa. Nema tu neke glumačke, velike bravure, ali ima puno dobre svirke. Mladi momci koji imaju svoje autorske stvari, ja koja sam se sa njima mnogo podmladila i koju uživam ponovo sa bendom, i živa svirka i publika koja je prvi put sinoć na predpremijeri disala sa nama i to je bilo jako lepo. Dakle, nadam se da ćemo mi za ovaj svetski dan pozorišta u Vršcu uraditi nešto što je van granica i van dometa ovih vršačkih predstava. Imamo tu čast i zadovoljstvo da proslavljamo jedan svetski važan dan za teatar i veliku obavezu da se vršačkoj publici sa nečim što, opet ću da se ponovim, do sad nije viđeno, predstavimo se sa tim nečim novim. Niste tako nešto gledali skoro. Mislim da ćete imati priliku da uživate u tom nečemu što smo mi spremali mesec i nešto dana.
Pa se iskreno nadam da će i kritike koje se, nadamo, bit će iskrene. Recite nam i ono što ne valja i ono što vam se dopalo. Zato što je ova predstava i za nas neko naše prvo mače koje bacamo u vodu, ne znam. A i za vas koji gledate bit će verovatno prilika da dobro iskritikujete sve to. La galeria Casa Tineretului mâine se va organiza promoția cărții Voivodina Directno, a autorului Miroslav Ilić. Mai multe despre această manifestare de mâine, dar și despre activitățile în general ale Casei Tineretului, veți afla în reportajul următor. U četvrtak 28. marta sa početkom 18 časova u galerijskom prostoru doma Vojvodina u Vršcu bit će održana promocija knjige Vojvodina Direktno. O knjigi će da govori autor knjige dr. Miroslav Ilić, a gost će da bude profesor dr. Dušan Radosavljević, predsjednik Vojvodinske politikološke asocijacije. Knjiga je zbirka političkih eseja po kojoj se razmatruju brojna pitanja vezana za Vojvodinu. U Domu omladine 22. marta je otvorena izložba slika i crteža mlade umetnice Katarine Mateaš. Izložbeni radovi se mogu pogledati svakog radnog dana od 9 do 20 časova u galerijskom prostoru Doma omladine u Vršcu. Što se tiče muzičkog dela, u petak 29. marta imamo DJ večer, pri čemu je ulaz slobodan, a 30. marta u subotu imamo Dance for Life večer, gde ćemo imati dve grupe, Executor i Eat This Jam, pri čemu se ulaz naplaćuje 100 dinara. Echipa națională de fotbal a Serbiei a câștigat aseară la Novi Sad meciul împotriva selecționatei Scoției cu scorul 2-0. În a șasea rundă a grupa A de calificare la Cupa Mondială. Ambele goluri ale Serbiei au fost date de Filip Đuričić în minutele 59 și în minutul 65. Serbia va întâlni în următorul meci selecționata Belgiei în data de 7 iunie la Bruxelles. Potrivit meteorologilor, pentru mâine se așteaptă încetarea precipitațiilor cu înseninări locale, cu temperaturi în ușoară creștere și valori între 0 și 5 grade Celsius. Valoarea dinarului a rămas astăzi aproape neschimbată față de euro și rata de schimb medie a fost de 111,64 dinari per euro. Dinarul este mai puternic cu 1,9% decât la începutul acestui an și cu 0,2% mai mic decât acum o lună.